Începem să implementăm interfața de administrare pentru paginile noastre și pentru funcții, bineînțeles. Vedem că deja avem niște meniuri aici din șablonul nostru HTML din Bootstrap. Acest Layouts ar fi exact ce ne trebuie. Pages-ul, da, e pe două nivele și ne mai complicăm. Probabil o să-l ștergem de tot, că nu o să avem meniuri pe două nivele, dar Layouts-ul vom modifica, îl vom pune Pages și așa mai departe. O să vedem ce item o să avem în interior, dar deocamdată să trecem la crearea rutei, a controllerului, a funcțiilor și după aceea ne ocupăm efectiv de vederea Blade, de Blade template. În primul rând ne vom crea un controller în partea de administrare, deci PHP Artisan make controller și în dosarul admin, să zicem, îl vom numi ca să nu fie vreun conflict de numire cu cel din partea de frontend. Haideți să-l numim Articles, ArticlesController. Să nu fie cu Pages Controller, chiar dacă sunt în dosare diferite, dar când facem referințe la ele poate să fie un conflict de nume. Da, dăm așa, ni l-a creat. Haideți să creăm și prima funcție în el. Da, deci să vedem unde îl avem, în Controllers, Admin, Articles Controller, da? Ok, prima funcție va fi public function, da, show Pages, să nu uităm că e vorba doar din cauza unui posibil conflict de nume, nu l-am numit Articles Controller, dar nu e nicio problemă. Use Page, deci folosim modelul Page, deocamdată doar pe el. Ok, și haideți să dăm să creăm o variabilă $Pages este egal cu Page, deocamdată all, da, și sort by desk created, da, o să avem, uitați că ne și sugerează, și vom întoarce doar aceasta ca să vedem că merge. Return $Pages. Ok, salvăm, mergem să creăm și ruta. Da, deci haideți să vedem unde îl avem pe web. Pardon, control E, ruta, să închidem. Vom am scris aici un comentariu, rutele pentru pagini, deci acestea urmează să le punem. Deci route get, da? Folosim în același grup de rute ca și pentru categorii, deci avem deja prefixul admin, deci nu mai trebuie să-l punem. Deci vom avea pages și deci ruta va fi admin/pages. Da, middleware-ul iarăși nu mai trebuie să-l folosim. Deci vom avea, ca și controller, trebuie să importăm controllerul. Da, vedeți, aici avem în front un pages controller și putea să ne dea un page controller, putea să ne dea un conflict de nume și de aceea am zis că îl punem articles controller, da? Control S și dăm control C ca să-l copiem, să nu-l greșim. Control V, class, și funcția va fi show pages. Show pages, bineînțeles cu S mic acolo contează, show pages, și numele va fi admin pages, name admin pages. Da, deci deja avem. Trecem să vedem și la vedere ce facem. Deci va trebui să mergem în side nav undeva, deci aici în parțial, în admin avem side nav-ul, da? și am zis că vom folosi itemul din Layouts. Vedem că deja l-avem, Layouts, și acum să vedem care este submeniul din Layouts, deci aici vom scrie Pages. Da. Așa, vom lua de la EFA Buco până asta, deci vom lua acest de la Pages, să-l furăm și noi repede, să-l punem la Layout. Da, deci să vedem. Așa, EFA Book Open, Pages, și vom vedea, să vedem, Static Navigation și deci acestea sunt linkurile, da? Deci aici vom pune deocamdată, să zicem, linkul route admin, admin pages, parcă l-am denumit admin pages, da? Așa, și aici vom scrie all pages, iar dedesubt, fără să mai punem un link, da? Vom scrie, să zicem, published page, published, doar published. Deci aici vom avea un link unde vom întoarce doar linkurile publice. Control S, salvăm și haideți să vedem în backend cum arată. Da, dăm un F5 sau dăm un refresh la pagină, avem acum categorii pages, ăsta îl vom șterge, l-am păstrat ca să avem modelul HTML. Și avem all pages și published. Ia să vedem când dăm all pages, dar ne întoarce toate cele 70 de pagini, vedeți și dumneavoastră. Deci link-ul funcționează, rămâne să implementăm tabelul, vederea și așa mai departe în tutorialul următor. Deci ne-am creat practic link-ul și interfața respectiv și acum trebuie să creăm vederea Blade pentru afișarea paginilor din site-ul nostru.